Bună ziua, dragii mei! Astăzi am bucuria de a colinda din nou prin lumea legendelor, pentru că legendele populare românești sunt atât de frumoase și ne induc așa o stare despre ce a fost, despre ceea ce suntem, despre ceea ce va fi, pentru că dacă suntem atenți, vom vedea că la un moment dat trecutul, prezentul și viitorul se leagă într-un fel anume și avem de învățat și din trecut și din prezent și în felul acesta punem temelia viitorului. Pentru că îmi spunea cineva care urmărește această emisiune că facem educație prin emisiunile noastre și prin povești, într-adevăr, facem educație oricărui suflet de copil. Iar educația de acum poate deveni la un moment dat temelia viitorului. Cuvintele nu s-au născut așa oricum. Cuvintele care se țes între noi trebuie să exprime dincolo de idee și o stare. Și cu mare bucurie vin de fiecare dată în fața dumneavoastră pentru că iubesc poveștile, iubesc oamenii și iubesc ceea ce fac. Pentru că știu că prin povești, prin legende, prin basme, deveniți și eu la rândul meu devin mai înțeleaptă și dumneavoastră precis mai înțelepți și ne deschidem mai frumos și mai larg ușile spre viață și către cei din jurul nostru pe care nu-i cunoaștem. Pentru că veți vedea, în momentul în care asculți mai multe povești, parcă ți se lărgește orizontul și cel de la câțiva pași de tine nu mai este un străin. L-ai integrat în câmpurile tale energetice și îl vezi altfel. Îl vezi cu ochii bucuriei. Îl simți prin ochii sufletului. Și tocmai despre această bucurie a iubirii am să vă povestesc acum prin legenda Lacul Sjutgjol. Cartea aceasta, Legende despre ape, aparține editurii Rossetti și țin să vă mărturisesc că această editură a editat de-a lungul timpului mai multe cărți despre legende, legende populare românești și mă bucur că domnul Marian, directorul acestei edituri, a fost atât de amabil și ne-a dăruit toate cărțile cu legende. Așa că ne vom bucura de ele și în viitor. Legenda începe, dragii mei, așa. De mult, mult de tot, ca așa începe orice legendă, la răsărit de Kanarawa de azi, unde este astăzi lacul Mamaia, Sjutgjol, era un sat cu oameni foarte răi. Nu știau să se ajute între ei, dar nici nu vroiau să afle despre problemele celuilalt. Și nu numai între ei nu se ajutau. Dacă venea cineva străin în sat, nu știau să-i întindă o mână de ajutor, nu știau că-i bine și frumos să-i dea un pahar cu apă sau o farfurie cu mâncare. Și uite cum, într-o zi, în satul acesta, a venit un străin. Era obosit, ho-ho, acoperit de praf și tare mult și-ar fi dorit să fie ajutat. A bătut la o ușă, a cerut o farfurie cu mâncare sau măcar un pat unde să doarmă. L-a refuzat. A bătut la ușa următoare și tot așa și tot așa nimeni nu a ieșit să-i dea măcar o cană cu apă. Și într-un final, pe o culme, omul a poposit la ultima casă. Era o casă amărâtă și, ciocănind aici la ușă, i-a deschis o femeie. Femeia l-a văzut și a înțeles ce vrea omul și i-a spus: omule, îmi pare rău, eu nu am ce să-ți dau să mănânci. Nu am nici eu pentru mine, dar pentru că ești obosit, uite, vino în camera mea
odihnește-te și mâine dimineață pleacă înapoi pe drumul tău și asta e, altceva nu pot să-ți ofer. Și bărbatul i-a spus, da, femeie, uite, văd acolo, văd acolo că ai o bucățică de brânză de vacă. Nu vrei tu să o bagi în cuptor? Păi, e o bucățică mică, e cât un cărbune, ce să fac cu ea în cuptor? I-a spus femeia. Te rog, îi spune omul, bag-o în cuptor. Bag-o în cuptor și lasă totul pe mine. Așa că femeia, printre cărbunii aprinși, a pus și această bucățică de brânză și a stat de vorbă cu acest călător. I-a dat să mănânce, prin sufletul ei mare, pentru că mâncare nu avea ce să-i dea, dar știți ce importantă este uneori vorba? Știți ce importante sunt legăturile acestea când asculți pe cineva despre ceea ce face, despre ceea ce își dorește să facă mai departe, unde să meargă? Călătorul acesta s-a simțit împăcat, odihnit, atunci când și-a spus păsul femeii, iar femeia l-a ascultat. Ce dar minunat să ai pe cine să asculți! Ce dar minunat să poți tu să-ți pui oful cuiva! Așa s-a întâmplat și cu cei doi în această legendă. Și în timp ce ei vorbeau despre una, despre alta și se simțeau atât de bine împreună, femeia a simțit că se întâmplă ceva acolo înăuntru, în cuptor. Și bărbatul i-a spus, ei, femeie, acum poți să te duci, ia scoate ce e acolo. Și femeia, uimită, a descoperit acolo o pâine rumenită. Doamne, ce fericită era de când nu mai mâncase ea o pâine. Și călătorul a îndemnat-o să mănânce împreună și au mâncat pâinea aceea minunată. Și era atât de multă armonie acolo între ei, că femeia la un moment dat i-a spus, nu știu cum se face, dar simt că prin tine îmi vorbește Dumnezeu. Dimineață, călătorul nostru a plecat. Numai că doar peste câteva ore de la plecarea lui s-a întâmplat un lucru extraordinar, un lucru curios, ciudat în același timp. Apele din zonă au ieșit toate și au inundat tot satul acela de oameni răi. Numai femeia acolo unde era așezată, puțin mai deasupra celorlalte case, a fost singura care a scăpat. După aceea s-a format acolo un ostrov micuț în jurul femeii, iar omul acela care a fost găzduit de femeie, de undeva din înalt, i-a mulțumit pentru gestul ei de bucurie și iubire. Dragii mei, poveștile și legendele toate vorbesc despre faptele noastre. Ce minunat lucru să ajuți pe cineva! Iar în casa femeii din legenda aceasta a poposit, după cum v-ați dat și dumneavoastră seama, însuși Dumnezeu. Iar Dumnezeu din înălțimea lumii sale i-a mulțumit apoi femeii pentru darul ei. Dumnezeu să se coboare la mintea și la sufletul nostru omenesc și să ne mulțumească. Ce lucru minunat! Oare câți dintre noi putem spune de seară că, uite, am făcut ceva atât de frumos și probabil din lumea lui Tatăl Ceresc îmi mulțumește.
Oare cât dintre noi putem spune asta? Așa că, dragii mei, să luăm aminte din povești și să învățăm să facem cât mai multe fapte bune. Să știți că, de fapt, faptele acestea bune sunt bilele albe pe care noi înșine ni le punem în traista vieților noastre, noi și nu alții. Faptele acestea minunate vor vorbi în favoarea noastră atunci când noi vom pleca în lumea Tatălui Ceresc. Și ce minunat e acolo când în fața Tatălui Ceresc scoatem la iveală aceste bile albe, aceste fapte minunate, aceste mărturii de bucurie și iubire pe care noi le-am făcut în viața pământeană celor din jurul nostru, că i-am cunoscut sau nu i-am cunoscut. E atât de minunat, dragii mei, să fii om. E atât de minunat să arăți că ești om. E atât de minunat să trăiești pentru a fi om. Și nu e greu deloc să fii om. Important este să asculți în primul rând cu atenție la oful, la durerile celor din jur și după aceea cred că toate vin de la sine. Nu-i nevoie să fii bogat ca să asculți pe cineva. În povestea noastră, în legenda pe care v-am spus-o, omul, Dumnezeul care a venit în casa femeii, s-a despovărat spunându-i fel și fel de povești de pe drumurile sale. Și femeia l-a înțeles și l-a ascultat. Și bucuria ei a crescut prin bucuria acelui om care își spunea povestea lui de viață. Și nu uitați, Dumnezeu este de fapt în fiecare dintre noi. Fiecare sunteți un Dumnezeu în felul dumneavoastră. Așa că nu vă lăsați impresionați de alții. Nu vă simțiți cu nimic mai prejos decât alții. Lăsați Dumnezeul din dumneavoastră să se manifeste în viețile celor din jurul dumneavoastră și faceți-i și pe ei, prin felul în care vă manifestați, ca și ei să-și recunoască Dumnezeul din sufletele lor. Nu e minunat? Eu cred că așa învățăm să fim oameni, dăruindu-ne Dumnezeul din suflet celor pe care iubim, dar și celor pe care nu-i cunoaștem. Ce minunat este să fii om și să simți că în ziua respectivă ai făcut o faptă bună, pentru că a aduce zâmbet pe chipul cuiva, a însenina sufletul cuiva, este un lucru de mare valoare în lumea Tatălui Ceresc. Așa că, dragii mei, eu zic așa, începând de acum, să vă hotărâți ca în fiecare zi să aduceți zâmbet pe sufletul cuiva. Să-i faceți pe cei din jur să recunoască că în adâncul ființei lor există bucurie și iubire și bunătate. Să se simtă oameni, pentru că doar știind că ai lucrurile acestea minunate în tine, doar așa te simți om. Și ce minunat este, dragii mei, că atunci când te culci seara, după ce îți pui rugăciunea și mulțumirea către Tatăl Ceresc, simți în sufletul tău, da, astăzi chiar am fost om. Așa că, dragii mei dragi, îmi iau acum la revedere. Vă mulțumesc că ne ascultați, vă mulțumesc că existați și mă bucur că prin ceea ce fac, împreună putem fi o forță. O forță care deschide poarta bucuriei, armoniei și iubirii în fiecare dintre noi. Numai bine tuturor!